Hai să auzim cum stăm cu vremea. Flavia, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Codul galben de ger rămâne valabil și astăzi. Valorile termice vor fi deosebit de scăzute în continuare. Cerul va fi înnorat în prima parte a zilei și va ninge slab în Transilvania, Moldova, Dobrogea și posibilă Muntenia, iar de ceață și polei vom avea parte în sudul țării. Weekendul va fi de asemenea friguros, atât sâmbăta cât și duminica. Temperatura maximă nu va depăși -9, -10 grade. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde în prima parte a zilei cerul va fi acoperit de nori în Baia Mare. Vremea va rămâne extrem de rece. Temperatura maximă va ajunge până la -2 grade în Baia Mare, -1 grad în Satul Mare. În Crișana, în schimb, cerul va fi variabil spre senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între -2 și 0 grade. În Banat, valorile termice au scăzut un pic în comparație cu zilele trecute. Astăzi va fi extrem de rece și aici. Cerul va fi, în schimb, variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între 0 și 1 grad. În Oltenia, temperaturile rămân foarte mici, vântul va sufla însă slab și moderat, nu va ninge, iar temperatura maximă se va încadra între -2 grade în Craiova Slatina și 2 grade în Drobeta Turnul Severin. Va ninge, în schimb, în Transilvania, după cum ne anunță meteorologii, asta numai în prima parte a zilei, după cum vedem. Va ninge în Miercurea Ciuc, în Sfântul Gheorghe, dar și în Brașov. În jumătatea cealaltă, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între -8 grade în Miercurea Ciuc, -6 în Brașov și -1 grad în Deva. În Moldova, valorile termice sunt foarte, foarte scăzute și aici va ninge, special în nordul teritoriului, atât în Suceava cât și în Botoșani. Vântul va prinde putere în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă se va încadra între -4 grade în Suceava și -1 grad în sud, în Focșani. Același lucru se va întâmpla și în Dobrogea. Este posibil să ningă slab și aici temperaturile sunt extrem de mici. Maxima zilei se va încadra între -2 grade, atât în Tulcea cât și în Constanța. Nu stăm mai bine nici în Muntenia, nici aici nu scăpăm de ger, după cum ne anunță meteorologii. Este posibil să ningă în nordul teritoriului, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între -5 grade în Giurgiu și în Alexandria și -2 grade în Buzău. În capitală, de dimineață, se înregistrau -9 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la -3 grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, dar vremea va fi extrem de rece și asta se va întâmpla și în weekend, atât sâmbătă cât și duminică. Temperatura maximă nu va depăși -9, -10 grade. Cam atât despre vreme. Să aveți un final de săptămână excelent! Mulțumim, Flavia! La...